Tot mai multe femei își doresc gene lungi și curbate, deoarece ele aduc un plus de farmec privirii noastre. Probabil ați observat însă că genele false, ori mascara, au tot timpul rezultatul scontat, deoarece încarcă foarte mult firele. Vă propunem astăzi o soluție mult mai naturală, laminarea genelor. Ce anume este laminarea? Laminarea este un procedeu de ondulare a genelor și se folosește pe genele naturale ale doamnelor și domnișoarelor. Este un procedeu care curbează genele, este un procedeu care dă un efect de alungire și un volum până la 40% al genelor. Sunt reacții adverse după... Nu sunt reacții adverse, dimpotrivă eu folosesc produse bio și nu ar trebui să existe reacții adverse la acest procedeu. Deci, practic, toate domnișoarele și doamnele care vor să folosească, să aplice acest procedeu, nu trebuie să se îngrijoreze, nu există corect. Astfel de... Acest procedeu este destinat persoanelor care doresc un aspect mai natural al genelor naturale și doresc să renunțe la genele fir cu fir. Și practic este un aspect mai natural și putem să aplicăm doar un fond de ten, să nu ne mai machiem genele cu rimel. Doamnele și domnișoarele se pot machia, pot folosi rimel, pot să aibă rutina lor zilnică, nu sunt contraindicații. 24 de ore după laminarea genelor să nu se aplice make-up, să nu se aplice rimel, să nu se folosească cleștele de ondulare a genelor, deoarece se pot rupe genuțele. Dar acesta este doar pentru 24 de ore, după care clienta va trebui să se spele abundent pe ochi cu apă. La ce interval de timp trebuie să refac acest procedeu? Procedeul de laminare a genelor se face la un interval de 6-8 săptămâni, adică 2 luni de zile, în funcție de regenerarea naturală a genelor clientei. Deci să înțelegem un termen destul de lung în care genele au un aspect destul de natural, frumos, persistă. Corect, da, corect. Este un timp destul de îndelungat, potrivit pentru toate doamnele și domnișoarele care vor un aspect natural, dar puțin diferit. Etapele laminării sunt următoarele. Prima oară se va curăța pleoapa cu o apă micelară. Demachierea pleoapei se face cu produse care nu conțin ulei. Persoanele care vin la laminare de gene este recomandat să nu vină machiate, dar dacă acestea totuși au produse pe piele, se vor îndepărta. Pasul numărul 2, se folosesc aceste benzi de silicon care se vor pune pe mărimea fiecarei cliente. Aceste benzi de silicon sunt de mărimea S la mărimea L. Se testează banda de silicon să vedem dacă este bună. Această bandă de silicon se potrivește. Și acum voi pregăti să le lipesc pe pleoapă. Sunt persoane care la laminare folosesc benzi și pentru pleoapa inferioară, însă eu evit să folosesc deoarece poate să deranjeze clienta. Sunt acele benzi care se lipesc sub ochi ca să lipim genele inferioare. Eu am ajuns la concluzia că nu le voi mai folosi pentru că deranjează foarte multe cliente. Se aplică aceste benzi de silicon pe linia genelor și se ține timp de 10 secunde pentru a se lipi pe pleoapă. Adezivul este unul special care nu creează alergii și nu afectează nici pielea, nici vederea. Același lucru facem și la celălalt ochi. Lipim și ținem puțin presat. Pasul următor, se vor lipi genele pe aceste benzi de silicon. Se vor lipi treptat. Încercăm să nu încărcăm cu foarte mult adeziv și urcăm genuțele pe aceste benzi de silicon. Clienta nu simte absolut nimic, nu simte disconfort. Este foarte important să nu se apese pe ochi
genele se ridică pe banda de silicon în direcția naturală de creștere a acestora și se separă pe cât posibil, să nu fie lipite. Avem aici o ustensilă care se numește ibraș, cu care noi separăm și pieptănăm genuțele. Cum te simți, Rita? Minunat! Te deranjează ceva? Nu, este tocmai foarte relaxant. Pasul următor se aplică prima soluție, soluție de curbare, și se aplică doar pe 50-60% din suprafața genuțelor. Nu se aplică niciodată pe vârfuri, deoarece poate să încrețească vârfurile genelor. Se aplică folie pe ochi pentru a etanșa toată zona. Se aplică folie alimentară și Rita va sta aproximativ 15 minute cu prima soluție. Se îndepărtează foliile, iar după ce s-au îndepărtat foliile, se va îndepărta și prima soluție. Să avem grijă ca prima soluție să fie foarte bine îndepărtată. După ce am îndepărtat cu pensula, voi reveni cu un bețișor care mai iau surplusul care a rămas pe gene. Pasul numărul 2, se va aplica cea de-a doua soluție, tot pe aceeași suprafață de gene, cum a fost aplicată și prima soluție. Timpul de așteptare este la fel ca și la prima, adică 15 minute, doar că de data aceasta nu se vor mai înfolia genele. Avem grijă să nu aplicăm pe vârful genelor. Se îndepărtează soluția numărul 2. La fel ca și prima soluție, avem grijă când îndepărtăm tot produsul de pe gene. Care este pasul numărul 3? Pasul numărul 3 ar fi vopsirea genelor, dar înainte să vopsim genele, trebuie să întrebăm clienta dacă este alergică sau nu, sau dacă și-a mai făcut vreo procedură de vopsire a părului, a genelor sau a sprâncenelor. Această etapă este opțională. Eu recomand această etapă tocmai pentru că nu mai este nevoie timp de 2-3 săptămâni să te dai cu mascara.
Popseaua de gene se aplică pe toată suprafața genelor. Nu se mai aplică doar pe o suprafață de 50%. Avem grijă să nu ajungem pe linia apei, deoarece dacă va intra în contact cu linia apei, va ustura ochii și vor lăcrima. Cu această vopsea se va sta 8 minute și apoi se va îndepărta vopseaua. Avem grijă să punem și pe vârfurile genelor, deoarece vârfurile de obicei sunt blonde. Se îndepărtează vopseaua. De data aceasta vom insista cu bețișoarele, astfel încât să nu rămână deloc vopsea pe gene. Ne apropiem cu pași repezi de final, nu, Silvia? Da, sigur că da. Mai avem ultima etapă în care vom pune un ulei hrănitor pentru gene, dar până atunci îndepărtăm cu mare grijă vopseaua de pe gene. Pasul numărul 4 este aplicarea uleiului hrănitor pe gene. Acesta are un timp de acționare de 2 minute. Și uite că am ajuns și la final. Da. Simplu și ușor de realizat, nu-i așa? După procedura de laminare, genele sunt mai curbate, mai lungi, mai groase, dar și hrănute în profunzime. Un aspect natural. Până data viitoare, să fiți frumoase!